București FM 98,3, am avut aici un om care ne-a spus cum slăbim minunat. Nici nu am apucat să vorbim cu Anca Bejan, deși ea vorbește foarte, foarte repede tot ce ne propuseseră. În data viitoare însă există întotdeauna o posibilitate și acum ați bucuroasă, dragii noștri ascultători, să vă prezint următorul invitat, Roxana Melnicu. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Roxana Melnicu este un om plurivalent, așa cum îmi plac mie invitații. A terminat o facultate de sociologie și psihologie, secția psihologie a Universității București. Lucrează de foarte, foarte mulți ani în presa scrisă și are o mare pasiune pentru zona numită cooking, bucătărie. Roxana aleargă pentru Hospice Casa Speranței la fiecare maraton al Bucureștiului, la toate edițiile. Roxana traduce cărți și scrie cărți. Aș putea să vă vorbesc în următoarele 10 minute doar eu despre Roxana, dar de fapt ideea ar fi să vă vorbească Roxana. Ce faci în perioada asta? Care este cel mai acut proiect pe care l-ai pe ordinea de zi? Acum avem de terminat o revistă, trebuie predată la tipar, după care am o traducere pe rol la care trebuie să mă gândesc. În perspectivă ne pregătim pentru un maraton, sigur este în octombrie, dar un maraton care are 42 de kilometri trebuie pregătit cu ceva timp înainte și sigur trebuie încercate niște legume de vară care tocmai au apărut și pe care mi-e teamă că le pierd dacă mă pierd în amănunte. Și ce să mai spun, vin de la o ședință foto care mi-a plăcut foarte mult și sperăm să iasă bine totul în continuare. Mai am câteva articole de scris, da, toate sunt în deadline, deci este minunat. Roxana este redactorul șef al revistei Cărticica Practică, pe care sunt convinsă că și cei care ne ascultă acum o cunosc și o plac și o iubesc. Roxana este omul care le oferă în fiecare lună și face niște lucruri minunate acolo. Pe de altă parte, Roxana a pomenit legume, dar eu știu că tu ai o mare pasiune numită ciocolată. Da. Ne vorbești puțin despre ciocolata ta cu ardei? Da, ciocolata mea cu ardei este o ciocolată de casă, dar ea țintește către prima formă de ciocolată și am scris și o carte mai de mult în urmă cu nici nu mai știu câți ani, despre povestea ciocolatei și acolo încercam eu să fac un pic de dramatism despre istoria ei, care a pornit prin a fi o băutură foarte picantă, foarte aspră, pe care europenii au respins-o instant, după care s-a transformat, s-a îmblânzit, s-a umplut de lapte, s-a umplut de smântână, s-a umplut de lucruri și a devenit dulcele ăsta pe care noi îl considerăm ca fiind ultima tentație. Dulcele ăsta unctuos, că dacă am vorbit de diete și de cum slăbești, m-am gândit că la prânz totuși puțin ciocolată cu dragoste este varianta ideală. Întotdeauna cu dragoste. Întotdeauna cu dragoste, pentru că ciocolata se... De fapt, ea este un pic de drog. Asta e adevărul. Sunt câteva alimente care se duc direct la receptorii noștri, la neurohormonii noștri, la receptorii plăcerii. Sunt puține. Ciocolata, deci cacao este unul dintre ele. Este și laptele, este și brânza, așa cum așa, zahărul este unul dintre ele, dar ciocolata într-adevăr este unul dintre ingredientele care declanșează aproape instant senzația de plăcere cam la toată lumea. Există oameni care nu răspund la asta, dar structura noastră neuronală e foarte diferită. Asta este un subiect absolut fascinant. Practic îmbini plăcerile culinare cu plăcerea studiilor psihologice. Da, cumva studiile psihologice se bagă peste tot. Ele sunt în structura vieții noastre și cel puțin mie asta mi s-a părut cel mai fascinant în psihologie. Cum o putem duce pe ea în cotidian, cum putem răspândi cunoașterea psihologică, nu neapărat de la învon sau predând-o, pentru că, trebuie să spun, un curs de psihologie nu e neapărat ceva foarte interesant. Nu. În schimb, dacă scriu un articol cu o anumită tendință, s-ar putea ca acela să fie mult mai bine recepționat
aștepta ci acele lucruri pe care vrei să le transmiți ca psiholog să meargă direct la țintă. Mult mai bine decât dacă ai preda nu știu ce concepte. Care e pe aici, și pe aici. Practic, astăzi este foarte ușor să ajungem la oameni și să le inducem toate conceptele astea psihologice care să opereze mulțumită internetului, corect? Da, da, da. Păi, ăsta, internetul este cea mai... E un alt extraordinar, adică, sigur, sunt foarte mulți detractori și printre psihologi sunt mulți detractori, dar eu una care am pornit în școală căutând cu disperare luni de zile o anumită carte, acum nu pot să nu fiu recunoscătoare internetului, este imposibil. Deci aveam liste și acum mai găsesc din când în când niște hârtii vechi pe care notasem cele 3-4 cărți pe care nu le găseam pe nicăieri. Iată, acum nu mai există această problemă. Roxana, sigur că ești încă îndrăgostită de cuvântul tipărit, scris în orice formă, că vorba aia, altfel n-ai face jurnalism de atâția ani, n-ai scrie cărți, n-ai traduce cărți. De ce crezi că suntem fascinați de simbolul tipărit, scris? Da, suntem fascinați cu toții, indiferent de cât de legați de internet suntem fascinați, pentru că cuvântul tipărit, zic eu că în afară de întreaga poezie și senzualitate, care e foarte lăudată în ultima vreme că atingi cartea, o cunoști, bun, ăsta e un aspect. Al doilea aspect este ideea de durabilitate, de eternitate și cumva o marcă de valoare pe care o are cuvântul tipărit pe care îl vedem. Deci în momentul ăla cumva se induce ideea publicului, cititorului că ce a apărut tipărit a trecut prin mai multe mâini, a fost ales dintre milioanele de conținuturi care formează internetul, cineva le-a ales și le-a pus pe alea, a investit în ele. Deci ele au o valoare, merită să le citim. Cuvântul tipărit creditează. Creditează, exact. Și apropo de cuvântul tipărit online, dacă pot să pun acest tipărit cu ghilimele de rigoare, postat e termenul pe care îl folosim, știi că a început să se folosească ideea de conținut cimitir. Pentru că este atât de mult conținut online pe care nimeni sau nu toată lumea l-a verificat, căutat, pus cu sursă, încât începem să nu-l mai consumăm nici pe ăla. Da. Că toată lumea zice mergem online, minunat, dar uite că deja operăm cu un concept nou, cel de conținut cimitir. Și de-aia sigur ca doi oameni care scriem încă și ne place cuvântul tipărit pe hârtie sau ce suport o ajunge să fie, îi îndemnăm pe ascultătorii noștri la puțină ciocolată cu dragoste, la mult echilibru, la lectură plăcută și o să te rog să le recomanzi cititorilor pe lângă revista ta și o altă lectură de duminică. Pot să le recomand o carte, mai ales femeilor. Este o carte de psihologie care a apărut de curând la editura Herald, se numește Dansul Furiei și este practic o carte despre cum își domină, cum trebuie să își gestioneze o femeie furia. Iată o temă foarte binevenită, cred. Da, da, am intrat în contact cu ea pentru că întâmplător am și tradus această carte și citind-o și parcurgând-o mi-am dat seama că tema este foarte, foarte delicată în sensul în care încă furia feminină e un fel de tabu social, deci nu e bine să te înfurii în calitate de femeie. De ce? Așa se consideră. Și atunci, ce spune cartea asta? Ești tratată de isterică imediat. Ok, nu, deci nu e bine. Deci, orică nu e bine, orică n-ai dreptate, orică ceva. Cartea asta te învață, folosește-ți furia. Ai acest sentiment? Canalizează-o. Ce te învață el? Ce îți spune despre tine? Ce poți să faci cu el? Doamnelor, canalizați-vă furia. Domnilor, luați seama. Poate că n-ar fi rău să citiți și voi această carte. Încă o dată îți mulțumim, Roxana, că ai venit și ne-ai spus atâtea lucruri interesante. Eu vă mulțumesc. Până data viitoare, tuturor la revedere. La revedere. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.